Neața bună, fraților, pe drumuri, pentru acest patruped, pentru că a rămas fără gustărică și fiți atenți ce am luat, rață, unde scrie, duck meat, rață i-am luat, în formă de cârnaț, în formă de cârnaț, că am mâncat aseară un cârnaț și s-a uitat saliva lângă mine. Am zis, stai tată, dacă strec cârnați, eu am vrut să-i dau din ăla, dar n-are voie că grăsimile îl afectează. Și i s-au terminat șervețelele cu clorhexidrină. Dacă nu știți ce să stea, în cazul în care aveți cățel și îl scoateți la plimbare, înainte, eu după fiecare plimbare, îl băgam în duș, îl spălam pe picioare, pe burtică, pe gură, trebuia să-l șterg cu prosopul. Era dezastru ce făceam în casă, să șteargă barba. No, era ud cățelul și nu-i plăcea. Până când a rămas însărcinată soția, iar la una dintre vizitele medicale pe care le-am făcut, am întrebat-o pe doamna doctor, ginecolog, cu cățelul ce să facem. Și-a zis nimica. Eu m-am gândit că îl afectează pe copil, vă dați seama, de afară vine cățelul, nu-l spăl bine sau știu eu. Și au zis, nu trebuie să faci nimic, cumpără Livian șervețele cu clorhexidrină. La fel am procedat și eu, a spus dânsa, și eu am câine mare, are câine de la lup. Îl ștergeam pe lăbuț, un pic pe burtică unde se atingea și era gata. Ălea, clorhexidrina, e o substanță care dezinfectează fără să-i facă rău câinelui. De asta sunt foarte, foarte bune și nu scumpe. 20 de lei o pungă din aia, și în punga aia sunt multe șervețele. Da, ne continuăm traseul, mă duc și până la bunica mea să văd, mă opresc prea atât, să iau ceva de mâncare și ne vedem acolo. Nu uite așa, mă opresc să-i cumpăr și la bătrână. Ia mai cum o schimbat acolo barul. Numai să văd ce să iau. Să rămână? Da. Ce face să rămână? Tot timpul mă bine discuteți. Ați văzut? Doamne ajută, mulțumesc. Uite ce faine și legumele dumneavoastră. Legumele, zâmbetul să rămână, nici nu știe ce să mă leg. Dați-mi, vă rog, niște struguri. Ești bine? Ești bine, Doamne ajută. Și fiticul tău e bine? Și el. Mai ales ai știut să-ți faci ficior, știi? Să rămână. Bună. E bine, e bine copilul să rămână. Da, așa crește, nu vine să cred. Că nu vine fată, ce vine? Primul că e băiat, dar vreau și fată. Și fată vreau. Nu, și cum să puneți o ciorchină într-o pungă și altă ciorchină în alta. Cum? Duc. Da, pe ei către ea, mă rog, fructele. Drăguțule și scumpule. Ce plângeam acolo la da? Transmiteai, mă, să rămână. Da, nu te supăra. Am numai să ceartă și n-ai mai văzut. Da, așa e. Un pic de vorbă dulce n-au. E, da, că păsa și premiul, ce? Cine? Tu. Eu, de două ori mi-au dat premiul. Ce, în... păi nu-i destul. E destul, e în acolo. Da, dar n-ai câștigat finala. În finala sunt 5 premii, 5 săptămâni. Da. Eu am stat un an jumate. Bun. A ce e aia? Aronia. Aronia? Cel mai bun fruct. N-ai luat de aronia. Ceva special. Sănătos? Nu, dar punem așa un pic de ăsta. Ce roșu spuneam că deam aici? Și de alea adevărat. Lăntur, adică fructul de la aronia. Da, tearcă, cum erau mai de mult. Ia și ne iau o paletuță, o jumătate, atâta e bine. Ai stat bonul de la mine. Atâta. Așa și ni să pun câteva prune. Da. Le pun aici? Pune-le aici, lasă-l ule cântării, mâncele câini, pune-le aici. Nu, lasă, vă rog eu frumos. Așa. Îi prinde bine la bunica mea să mânce prune. Nu, lasă că le pun aici. Care plasă el bunica? Aia e bună. Aici asta cu aronia ta. Da. Mă tem să-i dau din alea la bunica să nu pățească ceva. Aronia. Așa. Și
Și poate niște mere. Am făcut o mică oprire să mă răcoresc, fraților. Și acum... Nu, tot tamarina, aia îmi place foarte mult. Îmi pun în... Dar în cupă, te rog, să-mi pun... vă rog să-mi puneți. O cupă cu amarena și una... I-am angajat bucătării în comentarii asta, asta are, ce inventăm aici. A, inventați pe loc? Să rămână, a? Trădați în dragoste. Ce preparați aici să rămână? Niște monopoții de semifredo. Semifredo? Așa, da. Alea-s biluțele, alea așa? Sau? Da, sunt pentru decor. Așa, și-am făcut niște cake pops momentan. Ciocolată și portocală, da. Bun, bun, bun. Una cu fistic să rămână, să o puneți deoparte. Stai seama ce poțiune sunt acolo. Preferata mea, amarena. Și baci e abraci. Acum am descoperit-o. Și ăsta Nia sunt foarte curios, îl las la final. Foarte curios, mai bine ziceam, mă uc să-l duc înapoi, să-l pun acolo în frigidare. Noutatea noutăților, fraților. Fiți atenți cum arată la lumină. Mai bine îmi luam și eu de frăguțe. Eu mi-am luat caramel sărat și Adi cu frăguțe. M-am oprit de i-am luat scumpei mele soții un buchețel. Nu cunosc florile care îs. Ăsta ne-a-l cunosc, e trandafir. Restul recunosc că nu le cunosc. Recunosc că nu le cunosc. O bucurie merge. Merge, dacă am făcut bunici și trebuie să-i fac și soției, mamei, tuturor femeilor din viața mea și nu numai. Tatălui meu o să-i fac o bucurie că îl duc pe Joseph, îl duc. Să-l vadă, că a fost plecat tata o bună perioadă de timp. Cred că vreo săptămână a fost plecat. Și tare dor este de băiat. O să-i duc astăzi. Să-i vedem reacția, cât de dor e fost. Să-l ducem la bunicu ca să-l vadă. Din păcate nu mai putem să-l ducem la bunicu ca să-l vadă pe acest ursuleț. Și l-a îmbrăcat mămica, l-a sortat. Ui, ce păr fain are. Castaniu. Ace Ventura. Ace Ventura. Ui, domne. No, gata, gata, nu-ți mai face tata nimica. Ce ai aici? Hai să-ți mânc, hai că-ți face tata masaj. Ace-ul meu Ventura. Hai să mânge tata la ursule. No, dă-i balonul. Clipește. Orice să-l fac, totul fericit. Tata? Îi place, vă, îi place. Ce face cu tine acolo? Se joacă tata cu băiatul. Se joacă la păcănea. La păcănea. Ce-i ceasul? Nu, învârte-l. Învârte-l, tata meu, învârte-l. Gata, te las în pace. Da, dragilor, mâine îl vedem la bunicu. Ioi, pacheta magică. Ce-i asta, mamă? Poți ți-i prind când crești la ea sau la joc. Auzi, mă, n-ai voie la joc. E fascinat. Ăsta îl trimit la școala aia lui Harry Potter, la Hopkins. Hogwarts. Hopkins. Vă las.